Neața lume, continuăm meme review și se pare că direct cultură, dar cultură care n-a fost la fel de apreciată ca Bon Chan. Pentru cine a văzut One Piece-ul, Bon Chan e the true hero. Mai jos, un raton care zice fast food nu-i bun pentru tine, aruncă-l, ca să-l mănânce el, că ăștia mănâncă din tomberoane. <laughs> ai terminat de văzut sezonul 1 din Jutsu Kaisen, practic cu ce ai rămas. Ne-a apucai să faci și Kigami, degetele lui Sukuna, toată lumea, mi se pare că s-a băgat și filtru din ăsta de Sukuna, ca să ai alea pe față. Genial. Cosplay-uri la Gojo, bineînțeles, Panda și ca adaptare Netflix, dar mai degrabă adaptare Roblox sau ce joc e ăsta. Deci îl avem pe Naruto, Inata, Luffy, Zoro, Gojo. Arată într-un mare fel și mai jos o pizza și mai jos Naruto Faraon cu Hinata ce asta? Prințesa Sasuke niște Demon aici dar de ce ți pe Zeritz un ureche lui Tenger? Demon da tinerii titani gen Cyborg, Beast bă, și Starfire nimeni nimic Naruto când se bătea cu Sasuke că din mai are mâța asta mă. Eren pe Discord când striga la el de ajin tata caie. Deci tu vrei să spui că partea asta e pentru oamenii care sunt în scaun cu rotile cum îi ajută? Cum îi ajută chestia asta? Mai jos, Abidamaru. Ia nu, mă. mai țineți minte pe regele Șoiman? Iviu. viu. Cosplay la Crocodile. Messi furând balonul de aur. E ce? Nu l a mai primit anul ăsta sau care e mama cu domnul Messi? Big Mom ții până la gimbe, gimbe. Ah, M-am hotărât deja să fiu un echipajul Luffy, n-ai ce să-mi faci. Planurile mele pe următoarele șase luni. Me deghizez într-un urs și hibernez. 6 luni de somn. Iar tipul ăsta cu cel mai bun cosplay. A, ah, și degetele e o gheară de găină. De ce? Nu putea să-și țină mâna așa. Niște poze cu scheleți. Bam, 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 bam. Gojo crezând că e cel mai puternic între timp anii cu expansiunea domenului. A, ah, era să fie. Bă, oh, cam, cam așa e mema asta. Pe asta le-a făcut o căniță, pe asta l-a prăjit și pe asta l-a băgat în cubuleț. Cu beti, Ia mă, poze de profil de Crăciun. inuma Crăciun, 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 Crăciun. Crăciun, 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 Suna ca tun! Prăciun, crăciun, ho, ca Crăciun, 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 Zici că mănca zăpadă, deși e o nigri din ăla de orez, da? Zici că e zăpadă. Așa, Crăciun, Crăciun, Crăciun cu Lufanu, Crăciun. Și mai jos se machima, dar dar nu în Crăciun, după cum puteți observa aici. Și Hinata, dar nu Crăciun, după cum puteți observa aici. Și fetele asta, dar nu Crăciun, după cum puteți observa aici. Și aici, aici. Asta e furnicar din ăla? Din mănâncă furnici? Nu, furnicar de la din mănâncă viespi. Brazilia, cu statuia lui Isus, România. Ăștia din Demon ca cu arcușul, ia numai. Bă, de acum am observat, ăsta avea un melc aici. Asta e piciorul pe care îl căra. Bam, 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 bam. Deși ăsta numai din Demon Slayer nu e, da? lăsăm aceea. Ia le pe ei cu codruț. Codruț, du-te și omoară pe Naruto, căci mă omoră pe mine. Dar Ishiki ziceai că ești cel mai puternic. Bă, taci. <lăsă -mă> Sukuna super fericit. Asta ești tu sâmbătă când apare Mimi Review. Let's go. Toji cu Maki. Asta e Maki, Bye doi. Așa o să ajungă Maki. Da, o să vedeți dice. L-am desenat pe Pei la ora de biologie. Aoleu, tot ce pot să spun despre caracterul tău este că o simți durerea. <laughs> spaghete careva? Nu? <laughs> Îți vă arăt o fază cu spaghete cu Rick și Morty. Cred că e pe comunitate. Intrați pe YouTube pe comunitate că s-ar putea să fie acolo. Ei, și am ajuns la manga lui Paul. Ia. O, că să caghe cer permisiunea să plec astăzi. Bine, dar de ce? Știi ce se întâmplă în regatul Clover cu Luciu și Paladinii lui? O, ne mutăm în Black Clover, mă. Ia, așa și vreau să merg să-l ajut să-l bată pe Lucius. Pe ce treabă ai tu cu regatul Clover? Păi înainte să fiu comandantul elite din Coroha am fost în echipa lui Yami. Normal că Yami împărțea robele alea de la Tauri Negri. Ia, iau. Serios? Ai fost membru în taurii Negri? Da, bă, dar mai de mult. Nu v-am arătat niciodată poza asta, ia. Ia uite. Ia uite-l, mă, dovada. Bine, dar pe cine vrei să lași drept comandant te ești plecat? Mă gândeam la Madara și Aizen. Cred că s-ar descurca drept comandant. Până la urmă mă întorc într-o zi. Ia ești bine, cine te-a bătut în halul ăsta? Oh, nu. Încep să halucinez, ăsta e semn rău. Se pare că până la urmă o să mor. Cel care te-a bătut te-a lovit cumva și în cap. te uși ce spui serios, zi numai cine a fost. uite-l mă. Ăsta e fratele lui Nacht. Nu vine acum în minte cum îl cheamă. Ea mi se pare că ai primit ajutoare, nu nimic, nimic, oricât ar veni, tot nu mă veți învinge. Serios, Yami, cum să pierzi contra unui adversar de nivelul ăsta? Naht și ca o să aibă grijă de tine până l bat eu pe fraierul ăsta. Acum cu puterea asta incredibilă n-am cum să pierd, o să termin repede cu tine și după o să fiți cu toții renăscuți în noua lume pe care Luciu o va crea. Sau, am mai auzit eu asta, nu ești primul care se crede invincibil și după pierde. Bam! tăietură în X, asta e imposibil, cum a reușit să mă lovească, nici nu l-am văzut când s-a mișcat, pentru că nu s-a mișcat, Țiapă. apă. Parcă trebuia să te ocup de mine repede, ce s-a întâmplat, gata, renunț. Ce fel de monstru e ăsta, m-a atacat o singură dată și deja nu mai pot nici să-l văd bine. Totuși, pentru stăpânul Luciu și pentru lumea pe care vrea să o creeze, trebuie să lupt în continuare. S-a întâmplat ceva forță puternică aici și s-a decupat frerul. Îmi pare rău că a pierdut stăpânul Lucius. Și acum o să distrug toți paladinii din regatul Clover. Mare vârteliță ce aici, tehnica asta va distruge toți inamicii dintr-o zonă pe care o aleg, lăsându-mi în viață. Da, nu știu dacă ai tăi mai sunt vii, că pare că a luat foc tot aici, tot roșu. Ce, bă, toți paladinii din regatul Clover au fost distruși, mă întreb cine ar fi putut să-i bată. Oricum, eforturile lor sunt inutile, cât timp eu sunt viu, pot crea alții. Planul tău e destul de bun, are doar o singură mică eroare. Nu ia în calcul că tu nu o să mai fii viu un scurt timp. Tu trebuie să fii cel care mi-a distrus paladinii. Ai făcut o mare greșeală venind aici, sunt mult mai puternic decât acele clone. L-a prins în magia timpului. Ți-am zis că ai făcut o mare greșeală venind aici, măcar privește partea bună, vei fi un paladin grozav, bă a tru și asta. Și vezi că aici ar fi prins și acum a ieșit. S-o, crăpa puțin aici. Cum, bă, dar e imposibil. Magia timpului este invincibilă. Nimic în afară de antimagie nu o poate contracara. Eu n-aș pune pariu pe asta dacă aș fi în locul tău. Apropo, ce asta? Prescurtare de la apropo. Apropo, Lucius, mai ții minte cum l-ai tăiat pe asta când ai încercat să-l omori? Da, mai ții minte și ce? Crezi că o să mi cer scuze și să încep să-i implor pentru viața mea? A, ah, nu, e doar că o să te taie și el la fel și s-a și mâna. Du, treba din alt motiv. Și cred că asta e, nu? A, ah, ia fi atent. Sigur trebuie să pleci, bă, n-ai apucat nici măcar să cunoști noi membrii din Tauri Negri. Lasă, bă, când o să ajungă asta, regele vrăjitor, o să vin și o să aduc și echipa din care fac parte. S-a făcut portal și gata. Satul pare ok, nimic distrus, nu văd niciun foc, tot pare bine, se pare că Madara și Aizen s-au descurcat drept comandanți. Deci cum a fost legatul Clover? Pă, a fost bine. Nu prea am avut mult timp să stau la discuții, că am fost ocupat cu Lucius, dar i-am zis lui Yami că atunci când o să ajungă asta, regele vrăjitor, vin și eu și vă aduc și pe voi veniți. Normal că veni, nu te rata astfel de ocazii. Ce -ai, mă. Chiar <laughs> acesta este finalul totul într-o zi de muncă. Ia -e și pe ăsta ce tricou are. Genial. Ăsta a vrut să schimbe finalul la OT, dar nu l-a lăsat teren. <laughs> Astea când l-a văzut pe Gojo, frumos costum, cine vrei tu să fii Kakashi? Poate Geta avea dreptate, chiar trebuie să-i omorâm pe toți. <laughs> Niște blici aici, și aici, și aici are și pistol. O, oh, aveți mă. Și aici, și aici, și aici. Ei, mafia. Ia numai. Ia numai cu Halo și cu fin și cu ăsta și cu Harry Potter, și cu ăsta e gon, dar mai înalt un pic ca. și cu ea și cu ei și cu ele și cu voi și cu noi <gântu -i> și cu toți Linkin Park. Mamă, dar l-a dus pe Ichigo peste tot. S-a pierdut mare ocazorul, fii atent. Ia și la Goku și la Lufanu, bineînțeles. Și aici, și aici, și aici, mamă, dar ce cu aripile astea? Asta arată jumecheră, Și asta arată jumecheră, Și asta și asta, și asta, și asta. Și aici avem un mare epic fail. Bafta, amice. <laughs> a, și n-a ieșit nici a doua oară. suche lucrurile, era mic. A, da, Spikes Family. Nu știu cum avea asta șase ani, dar era în clasă cu ei. Ia la Miții și-a dat Rinichiu pentru un 4090. <laughs> Bă, Miții. Cu anpise episoadele de la 1 până la 6350 bun de video ăsta. <laughs> mi-l trebă. mi-l Tu dai seama dacă noi suntem de abia la 1000, cât, cât s-a dus de video ăsta în față. Ania care nu se pricepe deloc la jucat jocul ăsta cu cărți, pentru că îi putea citi expresiile feței. Ia pe Nero. Charmy hrănindu-l pe Lucius, balerina Charmy, alien Charmy, sexy Charmy, detectiv Charmy, iau și pe Nero, mimoza, nu mimoza, not bad, mimoza, ia vezi nu. <laughs> ia și joacă fantoma asta, Vă ați speria, mă? <laughs> aici avem ceva de Halloween, ninuma, ninuma, Ninuma. Pizza de la Cobeni. Cobeni. Cobeni iară. 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 Pregătiți-vă de Crăciun cu aceste poze mici și drăguțe. Ia numă. Crăciunul în blici. Toată lumea la Crăciun. Până și Aizen. Nu, dar cum era să scape Aizen de Crăciun? Nu. Toată lumea la Crăciun cu voial pe Iuha. To cu tot cu mustățe lui au și pe tipul asta. Crăciun la toată lumea. Până și la miții. A, și am ajuns la asta. <gântu -i> Ne-am oprit aici la asta cu cagă. Ultima poză, Dați nice. o săptămână de meme review genial. Dacă vreți să participați, intrați pe linkul din descriere. După aici avem secțiunea de meme review și vă ați găleata cu mimuri aici. Sper că v-a plăcut acest clip. Până data viitoare să aveți o zi incredibil de bună. Like, share, subscribe și ne -au de mâine cu un nou clip.